Ah, am nevoie neapărat de o manicură. Ah, bună! Hei! Cu ce te pot ajuta? Ah, vreau o mică transformare. No, ai nevoie de o transformare totală. Stai jos! Dar nu vreau nimic complicat. Ai încredere în mine, o să iasă extraordinar. Asta e ceva diferit. Știi ce faci, da? Evident, acum e timpul pentru sprâncene. Îmi place aspectul natural. Sunt profesionist în domeniu. Mă gâdil! Ce bine îți stă cu nuanța asta. Wow, o nouă capodoperă. Uite-te în oglindă. Ce naib. Wow. Vai, mulțumesc mult, ești genială. Desenatul e distractiv. Ce urmează? Oh, niște vopsea. O să iasă super frumos. Oh, sunt artistă. Am nevoie de un pic de far de obraz. Așa, și de niște parfum. Ce bine miroase. Să nu uit de ruj. Oh, nu, s-a terminat. Ah, o să folosesc altul. Ce se întâmplă? Stai puțin. Știu ce s-a întâmplat. Ups, comportă-te normal. Te-ai jucat cumva cu produsele mele de machiaj? Oh, ce drăguț e! Ce culoare frumoasă! Ups, poate-l pot repara. Ia uite, sunt un om mare. Ce frumos. Ce enervantă e. Hei, Penny, nu mai umbla la machiajele mele. A fost un accident. Treci tu peste. Știu. Ce? Ce e? Ha, dă-mi pensula aia. Ce pensula? Dă-o încoace. Nu, e a mea, pa! Nu mă face să alerg după tine. Nu pot să mă prinzi. Ia de aici. N-am timp de așa ceva. Trebuie să fug. Oh, ceva dulce. Am nevoie de energie. Nu ajung. Cauți asta cumva? Dă-mi pensula. Știi să negociezi, nu gluma. Dar merită. Delicios. Acum îmi pot termina machiajul. Am dat pensula cu vopsea și o să o aplic pe buza de jos. Apoi o să repet procesul cu altă culoare. O să fac asta pe întreaga buză de jos. O să trasez secțiuni mici. Ce rezultat colorat! Asta e ultima culoare, dar n-am terminat. O să-mi apăs buzele una de alta. Acum sunt dată cu un ruj colorat foc. Parcă aș avea un curcubeu pe buze. Acum trebuie să machiez și ochii. O să desenez o codiță. Arată bine, nu-i așa? Hai să facem totul să arate și mai drăguț. O să-mi pictez niște inimioare pe pomeți. Acum și celălalt obraz. Cred că am terminat. Stai! Penny! Ce faci acolo? Wow! Știu, arăt extraordinar! Ce frumoasă ești! Ia ceva dulce! A fost super amuzant! Trebuia să-l fi văzut pe Jake dansând! Vai de mine! Ups! Bună, fetelor! Hai să plecăm! Vorbește cumva cu noi? Voiam doar să fiu prietenoasă! Ah, ce-i asta? Wow, o petrecere cu costume! Ce distractiv ar fi! Asta e! Stai puțin, poate merg și eu! Trebuie să mă pregătesc! Am o idee genială! Hai să trecem la treabă! O să încep cu ochii! O să-mi tratez o codiță cu tuș de ochi! Și acum am nevoie de gene false! Așa o să am ochii mai definiți și gene mai lungi! Se aplică foarte ușor! Wow! O să-mi ridic genele cu pensula asta! Așa mă pot da cu tuș de ochi! Gata! E suficient! Acum o să trec la ploapele inferioare! O să aplic o culoare naturală, care o să funcționeze și pe post de bază! Apoi o să folosesc niște far de ochi! Ok, acum o să trec la vopseaua facială! O să-mi aplic puțină pe nas! Și o să-mi conturez buzele. Parcă aș avea mustață. O să colorez buza de sus. Apoi o să fac câteva puncte folosind pensula. Trebuie să-mi desenez niște mustăți. Arată bine. Trebuie să mă îmbrac.
Ce pisicuță drăguță! Trebuie să plec! Hai să registrăm! Abia aștept! Ups, mi s-a agățat coada! Ce plantă idiotă! Uhu! Wow! Aia e cumva Penny? Wow! Vrei să dansăm? Sigur! Mă simt extraordinar! Nu-mi vine să cred! Trebuie să plec! Ce-a pățit? Ce distractiv e! Mi-am aranjat părul, urmează machiajul. O să încerc să-mi conturez fața. Wow, ce ușor e! Am nevoie de niște far de obraz. Dar nu prea mult. Aș putea să fiu make-up artist de meserie. Aoleo! O să economisez timp făcând asta. Penny? Ce faci acolo? Ha? Ce părere ai? Mă machiez! E cam mult! Așa se face corect! Și eu n-am făcut fix asta? Poate aș putea... Ok, o să mai încerc o dată! O să încep prin a mă demachia! Asta e partea ușoară! O să am nevoie de acest burețel de machiaj. O să torn niște fond de ten pe el. Apoi o să-l aplic pe față. Așa obțin un strat uniform de fond de ten. Acum o să folosesc batonul ăsta de contur mai închis la culoare. O să trasez o linie peste pomeți și de-a lungul nasului. Apoi o să folosesc un baton de contur mai deschis la culoare. O să încep cu fruntea. Apoi o să trasez linii și în partea inferioară a feței. Așa voi obține nuanțe diferite. Cred că sunt gata să le omogenizez. Pentru asta o să folosesc un burețel curat. O să apăs încet burețelul peste machiaj. Așa voi omogeniza toate nuanțele și voi obține rezultatul dorit. Dar mai am destule de făcut. Deja arăt mult mai bine. Nu vreau să ratez niciun loc. Ok, cred că am terminat omogenizarea. Acum am nevoie de fardul de obraz. O să încarc ușor pensula cu fard și o să-mi accentuez pomeții. Un strop de sclipici pe ploape, dar mai am câteva etape. Trebuie să mă dau cu ruj. Culoarea asta complimentează celelalte nuanțe. Ce diferență! Acum cum arăt? Mai bine, nu-i așa? Wow! Ești superbă! Mersi, Stacy! Ce mult întârzie Matthew! Unde e? Sper că se grăbește, mor de foame! Ia să-mi verific machiajul! Nu arăt deloc bine! Trebuie să mă aranjez rapid! Unde mi-e rujul? Nu am oglindă! Ok, o să folosesc lingura! Hei! Că, dacă spui tu... Nu fac cine știe ce... Ah, o oglindă! Fix ce-mi trebuie! Ai grijă! Ha? Ce-a fost asta? Ah, îmi cer scuze! Au! M-a durut! Oh, ce-a pățit sprânceana ta? Poftim? Ah, ce dezastru! Matthew nu mă poate vedea arătând așa! Dacă aș putea să te ajut cumva... Ah, ia un pahar cu apă! Poftim? Nu! Asta e, am încercat! Cred că știu ce pot face! Folosește asta! O lingură? Serios? Ok! O să încep prin a mă demachia! Apoi o să folosesc lingura! O să mă ajute să dau formă sprâncenei! O să pun deasupra sprâncenei și o să umplu spațiul rămas cu un creion! Am trasat conturul, acum o să-l umplu! Acum am sprâncene mai dese și pot folosi pensula asta pentru buze. O să aplic rujul direct cu pensula. E foarte ușor! Gata! Fix de asta aveam nevoie. Stacy! Ce frumoasă ești! Matthew! Ai ajuns! Ah, ce mult îmi plac finalurile fericite! E minunat! Tu
Toată lumea vrea să arate bine. Cu ajutorul acestor trucuri de machiaj, te vei simți mereu extraordinar. Care e trucul tău de înfrumusețare preferat? Spune-ne în comentarii. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri utile.